Scopul nostru este să creăm un coleg automatizat care să facă teste în locul nostru. Ce fel de teste? Teste pe POS, Point of Sale. Aplicația noastră e o aplicație care e de fapt un frigider inteligent, ce citește ce mâncare bagi în el, ce mâncare scoți din el și încearcă să eficientizeze astfel încât să arunci mâncare. Echipa Cops, Ops and Mobs încearcă să facă ceva revoluționar. Încearcă să ia produsul nostru de arcade și să-l personalizeze cu ajutorul machine learning, astfel încât clienții noștri vor avea în timp real content segmentat și vor fi categorisiți în funcție de dorințele lor. Dorim să le oferim clienților noștri de bingo o nouă experiență mai consistentă, unică. Da, și cam atât, bingo. Suntem echipa EcoBet și am hotărât să facem un proiect care permite utilizatorilor site-ului Betfair să parieze online folosindu-se doar de voce. Vom realiza astăzi ceea ce se numește casino virtual folosind tehnologia VR. Prezentăm jocuri de cărți, slot machines și mese de rulete. A lucrat aseară până pe la ora 2. Acum suntem în ultimele 2-3 ore și sperăm să ne ajungă timpul. Am cam terminat serverele de bază, avem partea de text-to-speech, speech-to-text. Acum trebuie doar să integrăm flow end-to-end. Roboțelul nostru, viitorul nostru coleg care să ne ajute pe partea de testare a cardurilor cash card, e aproape funcțional. Ne pregătim pentru prezentarea finală. Surprinzător am reușit să facem un prototip care funcționează. FedEx Day a fost un succes, să vedem ce părere o să aibă și în jurul despre asta. Let the demo session begin.